Traficul de mărfuri în porturile maritime românești la 11 luni are o creștere de 4,15% față de aceeași perioadă anului 2017. Până astăzi, traficul pe luna decembrie este undeva la 124% față de traficul lunii decembrie 2017. De aceea estimăm ca la 31 decembrie creșterea per total a traficului în portul Constanța să depășească 6%. Lucru îmbucurător, înregistrăm această creștere chiar dacă, din cauza condițiilor de navigație pe Dunăre, au fost probleme în ceea ce înseamnă traficul de cereale, care a avut o mică scădere, sperăm să recupereze în decembrie și ianuarie. Așa cum știți, Dunărea a fost cu probleme în ultima parte a anului. Debitul Dunării fiind extrem de scăzut. Față de cele prezentate, estimăm că bugetul companiei va fi realizat, ba chiar depășit în ceea ce privesc, în ceea ce privește veniturile companiei. Situația financiară a companiei fiind una foarte bună. De asemenea, 2018 a fost un an al foarte multor evenimente realizate în premieră în portul Constanța și plecăm de la strategia navală pe care încercăm să o punem la punct, legislația europeană privind dezvoltarea porturilor, care a avut ca pol de dezbatere portul Constanța, nu în ultimul rând ceea ce am realizat în acest an, adică portul Constanța s-a prezentat în Parlamentul European, cu zilele portului Constanța la Parlamentul European, cu participarea multor europarlamentari. Vizitarea portului Constanța de către premierul Estoniei, Iuri Ratas, și aici ne bucurăm că noi zicem că ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor. Foarte, foarte important, pentru prima dată, întâlnirea Comitetului Executiv al European Seaports Organization, ESPO. O întâlnire care, practic, a pus portul Constanța cu un punct mai apăsat pe harta Europei, în condițiile în care toți reprezentanții marilor porturi din Europa au văzut ce avem și posibilitățile de dezvoltare ale portului Constanța. De asemenea, am reușit ca împreună cu primăria să ieșim tot așa un pic pe plan internațional, pentru că portul Constanța nu va putea fi rupt de orașul Constanța și de județul Constanța, să nu uităm de porturile de la Idia Mangalia. Și terminăm un an în care atât primăria cât și Consiliul Județean au fost alături de administrație și tot ceea ce am avut programat, spre exemplu, ca investiție, am avut un adevărat sprijin pentru a le putea porni. Ne referim la proiectele care s-au realizat în port. Unele cu forțe proprii, altele cu terți și altele cu proiecte europene.